Și vreau să vă arăt din Sfânta Carte din Geneza 24 în mod deosebit că binecuvântarea curge printre cei binecuvântați. Este scris aici, începând cu versetul 1, Domnul binecuvântase pe Avram în orice lucru. El și-a angajat cu jurământ administratorul averii sale să aducă o soție pentru fiul său Isaac. Acesta la rândul lui, și des versetul 27, a binecuvântat pe Domnul. Când a ajuns în Mesopotamia, a fost numit de cei de acolo care cunoșteau pe Domnul cu cuvintele menționate în versetul 31, vino binecuvântatul Domnului. Și când Rebeca urma să plece de acasă, au făcut o ceremonie prin credință, că mirele încă nu era acolo, și scrie în versetul 60, au binecuvântat pe Rebeca. Așadar, dacă vreți binecuvântare, să binecuvântăm pe Domnul, să fim noi oameni binecuvântați, așa să ne apelăm unul pe celălalt și Dumnezeu să fie proslăvit. Amin. Doresc din acest capitol să privim împreună și să observăm câteva principii, chiar dacă nu sunt desăvârșite, în sensul că ne aflăm istoric vorbind în perioada Genesei, cu mii de ani în urmă, când nu apăruse Scriptura în forma ei întreagă. De exemplu, nu putem să o luăm de aici, ca exemplu, faptul că Rebeca la căsătorie a primit o slujnică, pe Deborah. Mireasa noastră n-a primit cadou și nu va primi astăzi o slujnică pentru familie. Nu putem să luăm din Cartea Genesa situația poligamiei, o permisivitate ca cineva să aibă două neveste sau nevasta și slujnică. De asemenea, nu se pot lua nici exemplele cu auriturile de aici sau cu verigheta, cum spunea cineva, nu scrie de verigheta aici, că nu erau pe vremea aceea aici, e o verigă. Astea se puneau la picioare sau la nas. Dar sunt alte principii care pot fi luate și sunt sănătoase. Biblia trebuie să fie pentru noi cartea de căpătâi, cu ceea ce putem acumula din Cartea Genesa, prima carte a Bibliei, și cu ceea ce dobândim pe parcurs până la ultima carte, Apocalipsa, care ne vorbește despre pregătirea noastră pentru nunta din cer pe care o așteptăm. Avram este un exemplu bun în parte, cum spuneam, și scrie în Genesa 26, versetul 5, sunt cuvintele lui Dumnezeu către fiul său, ar fi o onoare pentru noi ca părinți să vorbească Dumnezeu într-o prorocie copiilor noștri, să spună, fii credincios cum a fost tatăl tău. Iată cuvântul, pentru că Avram a ascultat de porunca mea și a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile mele, orânduierile mele și legile mele. Mă întreb eu, câte principii biblice le luăm drept normă de viață? Asta părinți sau copii? Are valoare pentru noi Scriptura? S-a întâmplat în un caz recent, un tânăr dintr-o familie prosperă era dezamăgit de societatea din jur, se gândea și la o potențială căsnicie. Puțin a bătut în urma unor decepții cauzate de prieteni, adunarea fraților noștri. Măi, aici n-am fost. A intrat, s-a așezat pe o bancă mai în spate și privirea într-o parte alta a zărit o fată la cor și s-a părut lui drăguț, a văzut că a cântat și solo, cu asta a ieșit în evidență. A urmărit-o că citea în Biblie și s-a gândit el, asta trebuie să fie fată bună. Una acasă, dacă mi-aș lua nevastă,
Nu numai că firma mi-ar merge bine, dar cred că aș duce și eu bine. Am mai dat pe la adunare și până la urmă a ajuns să intre în vorbă cu ea și a invitat-o într-o zi la un restaurant de lux, cazul real și recent. Și acolo, după ce a putut să comande ce meniu a dorit, el a zis: auzi, dar vreau să-ți dau și ceva băutură. Normal așa se mănâncă, cu băutură, aici. Și a zis: nu, eu nu beau, că-s pocăit. Am mai vorbit, au continuat să mănânce și a zis: auzi, te rog, uite, eu te-am invitat, puțin. Și ea zice: dar care e cea mai slabă băutură, că eu n-am băut niciodată? Și el a zis: uite, berea. Și i-a adus, s-a ridicat de la masă, el, cu lacrimi în ochi, a spus: astăzi gust o mare decepție. Eu am avut numai prieteni care au profitat de pe urma banilor mei, sunt sătul de ei, cu fetele am pățit și mai rău și am tras nădejde că la pocăiți este ceva. Te-am testat, scuză-mă, nu mai pot să stau, sunt doborât. Și-a plecat. Acum eu completez întâmplarea aceasta, băiatul acesta trebuia să-și dea seama mai repede că fata asta nu-i ce pare. Că una serioasă n-ar fi mers cu el acolo. S-a întâmplat într-un alt caz, când tot un băiat cu poziție, cu avere, a abordat pe o fată și a invitat-o să meargă cu el și a zis: nu vin, dacă vrei să vorbim ceva, vorbim aici, în curtea adunării, sau vii la noi acasă, eu știu că tu ești necredincios, eu nu-mi permit să mă vadă oamenii mergând cu tine. Dar tu știi cine sunt eu? Da, te cunosc. Eu sunt un om de bani, gata. Zis: eu știu cine ești tu, dar nu știi tu cine sunt eu. Ai fi tu patron, dar tu știi că eu sunt prințesă? Ce prințesă? Vezi, nu ești în temă. De-aia nu-mi permit. Mă gândesc, repet, la tinerii noștri și chiar la noi ca părinți. Avem principii? Căsătoria e un act solemn. A zis Avram către Eleazar, citesc versetul 2, și Eleazar nu era oricine, credem că despre el e vorba, îngrijitorul tuturor averilor lui, și era tare bogat Avram. Pune-ți, te rog, mâna sub coapsa mea și te voi pune să jur, nu așa, că pe cuvântul tău, nu, pe Domnul Dumnezeu cerului și pământului. Nu-i de apucat căsătoria, sunt principii de o viață. Când a ajuns în Mesopotamia, ceilalți, frumos când și cuscri sunt de același calibru, citesc versetul 50 și 51, Laban și Betuel, drept răspuns, i-au zis: de la Domnul vine lucrul acesta. Noi nu-ți mai putem spune nici rău, nici bine. Iată, Rebeca este înaintea ta, ia-o și du-te să fie nevasta fiului stăpânului tău, cum a spus Domnul. Lucruri care se fac ca înaintea lui Dumnezeu. Asta la căsătorie, dar și în alte aspecte ale vieții. Doamne, ajută-ne! Dacă așa vom face, suntem oameni de caracter, oameni cu greutate, oameni care vom fi fericiți și binecuvântați cu adevărat. În acest context, spune Scriptura, și am citit deja despre Avram, că a luat inițiativă în vederea căsătoriei fiului său. Și noi ca părinți, mă aflu în aceeași perioadă de vârstă, trebuie să facem ceva. Nu vom proceda cum se întâmplă în unele culturi, când părinții au întreaga capacitate de decizie și le fac surpriză copiilor lor cine le va fi soț sau soție. Dar ne implicăm. Însă aș întreba tinerii: sunteți de acord să ne implicăm sau să fim absenți? Se spune că un tânăr s-a dus la tatăl lui și a zis: mănsor, uite cu fata aceea, băi, dar o iubești, ești
încredințat că e fată bună, asta e treaba mea. Băi, dar ea e serioasă, ascultă-mă, sunt tată. Ea și-a cerut amănunte. Și asta e treaba ei, ce te faci? Dar într-o zi îi întreabă, dar voi unde să stați? Zice, asta eventual, asta e treaba ta. Problema se pune, acceptă și copiii să fie implicați părinți? În text, da. Vă citesc versetul 28. Fata a alergat și a istorisit mamei sale acasă cel întâmplat. Și tata ei, fratele ei, cred mai mare, și mama, care au zis, scrie aici în versetul 55, fata să mai rămână câteva zile cu noi, măcar vreo 10 zile, s-au implicat în colaborare. N-ar fi drept ca noi părinții să avem o autoritate și o putere decizională de 100% sau să deținem noi procentul majoritar, faci cum îți spun eu. Eu te-am crescut. Trebuie să-i lăsăm să-și câștige și ei independența. Ba încă să ne bucurăm dacă pricep și au ajuns maturi. Dar ar fi frumos să ne gândim în privința aceasta la ceea ce scrie în 1 Petru, capitolul 5, versetul 5. Tot așa și voi, tinerilor, și atunci când vă căsătoriți, fiți supuși celor bătrâni. Eu sunt tineri cu părinți bătrâni atunci când se căsătoresc, și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Și atâta-i mândria, când avem nevoie unii de alții, sau când avem nevoie de părinți, dacă e vorba de moștenire. Nu, în smerenie, fiecare apreciind cealaltă generație, părinții sunt slava copiilor. Și copiii sunt bucuria părinților. N-ar fi frumos să fie așa? Acum cine ar trebui să spună amin aici? Hai să ne spună inima amin, chiar dacă în tăcere. Doamne, ajută-ne să te recunoaștem pe tine și noi să colaborăm unii cu alții în vederea unei bune lucrări, a unei binecuvântări ce curge printre binecuvântări. Să ne așteptăm să fim binecuvântați, stimați tineri, în ziua nunții, dacă tata și mama n-a putut să mă binecuvinteze până atunci. Dacă n-am avut de-a face cu oameni binecuvântați care să fie implicați în această lucrare. Binecuvântarea curge printre binecuvântări, altfel seacă. Scrie în Judecător 17 că unul a furat niște bani de la mamă sa. Și când a aflat că mamă s-a blestemat, i-a dat înapoi. Și acum beata mamă, că tot mamă rămâne, cum spunea cineva, bun sau rău, e a meu. A zis, binecuvântat să fie fiul meu de Domnul. Numai că în viață nu s-a adeverit a fi binecuvântat. Că tot el a provocat pe mamă sa să-l blasteme. Binecuvântarea curge printre binecuvântări. M-aș opri aici puțin și la rolul slujitorilor. Știți că mai demult se angaja un fel de pețitor. Îi se plătea o taxă să meargă să aducă o fată bună. Ei, există chiar dacă neoficial o implicare și a noastră. Ne se întâmplă uneori când cineva ne întreabă și mi s-a întâmplat și mie să fac servicii pentru tinerii de aici care se căsătoresc cu cineva din altă parte, să cer informații. Ce poți să-mi spui despre băiatul acela? Dar despre fata aceea. Noi ca slujitori nu ne amestecăm. Noi doar vrem să ajutăm. Vă rog să rețineți un verset din Genesa 24, scrie aici, în versetul 33, i-au dat să mănânce, dar le-a zis, nu mănânc până nu voi spune ce am de spus. De aceea, noi la aceasta îndemnăm să nu se treacă la servirea mesei până nu se lămuresc lucrurile. Cam acesta e rolul nostru. Vă îndemnăm cu semne puse înaintea Domnului, cu rugăciuni, pentru ca să avem lumină de la Domnul. Apropo de pețitor, știți întâmplarea aceea că unul s-a dus la un băiat și i-a zis, am găsit o fată bună și a început să o laude. Cu ce ați vrea să înceapă laudele? Cu școala, cu frumusețea, cu averea, cu hărnicia?
Respectivul era foarte rațional, trecuse de 30 de ani și era cu niște hârtii și tot a scris câte un 0, 0, 0, măi, tot e 0. Și apoi pețitorul, nefiind el prea pocăit, dar dându-și seama că ăsta era business-ul lui, să zicem, a zis, băi, dar tu știi că e pocăită bună, băi. Și a amintit că el asta caută. Și atunci a trecut un 1 în față. Nu știu cât a fost suma, dar asta dă valoare. Ne-am bucurat toți care vin aici să ne facă și nouă bucurie, să putem pune mâinile cu bucurie și să ne rugăm și să credem că Dumnezeu îi binecuvintează. Toți ceilalți care puteți să vă amestecați în vreo asemenea lucrare, faceți-o cu multă finețe. Mai degrabă rugați-vă, dacă nu, nu vă amestecați. Că așa să ne dăm noi cu părerea cu tare, e bun cu cutare, la potrivit numai Dumnezeu se pricepe. Noi și ca părinți putem greși, și tinerii pot greși. Deci credeți că Eleazar nu s-a dus să se intereseze? Se temea că nu dă de adresă? Nu erau mulți oameni atunci pe pământ. De ce a pus un semn? Apoi a convins și pe ceilalți și au zis, și am citit, de la Domnul vine lucrul acesta. Așadar, rolul nostru al celorlalți nu este decât de a ne smeri înaintea lui Dumnezeu și a ruga să se facă voia Lui. Părerile noastre sunt de cenușă. Voia lui Dumnezeu este adevărata binecuvântare, slăvit să fie Domnul. Să privim puțin și la rolul tinerilor. Interesant că Isaac a fost absent. De-abia spre finalul capitolului îl întâlnim, dar într-o postură bună. M-aș bucura să avem de-a face cu astfel de băieți aici la fanfară și nu numai. Versetul 63, într-o seară când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp, când sunăm noi băieții seara, să întrebăm unde ești? Și să ne spună că e la ceala. Măi, dar cu cine s-a dus? Zice, nu, singur, am ieșit să cuget. Când a fost ultima dată așa să cugetați? Nu sunteți din neamul lui Isaac? Cât despre Rebeca, este scris în versetul 16, fata era foarte frumoasă și era fecioară și niciun bărbat n-avusese legături cu ea, dar altfel era foarte sociabilă. De îndată ce a venit robul lui Avram, i-a dat să bea apă, dar îndată a spus părinților ce s-a întâmplat. O fată harnică. Băieți, o astfel de fată s-ar putea când mergeți să o găsiți în grădină, muncind sau prin casă, de reticind ceva, că poate nu toate au o grădină, că locuiesc la bloc. Asta ar fi frumos. Dumnezeu ajută astfel de tineri. Cineva povestea, nu știu cât e de real, dar ideea e bună, că mai târziu în viață, după ce au dat greurile peste el, s-a pocăit și a scăpat prin două împrejurări de moarte. Și a zis, Doamne, cum am reușit să scap? Și până la urmă înțeles că a fost un înger al Domnului în ambele situații. Și într-un moment așa de durere, probabil după o discuție neprincipială în familie, au zis, Doamne, dar dacă îngerul ăsta m-a scăpat de moarte două ori când m-am însurat, unde a fost? Și știți care e răspunsul? Dacă când te-ai însurat, aveai înger, cum erai? Că a zis Avram, ascultați, vă citesc în versetul 7, Domnul Dumnezeu cerului, că îngerii de el ascultă, nu umblă de capul lor să-i întâlnești din întâmplare, care mi-a zis, seminții tale voi da țara aceasta, va trimite pe îngerul său înaintea ta. Adică îngerii Domnului, scrie în Psalmul 34, tăbărăsc în jurul celor ce se tem de el, nu fac galerie la cei ce joacă fotbal. Și apoi când mergi de acolo și dai de o fată și de nu-i bună să-ți iasă în cale. Nu ți iese în cale. Îngerii Domnului păzesc pe sfinți și feresc de nenorocire fetele credincioase. Că s-ar putea să fie cineva cu intenții rele și să ne înșele. Dar Domnul nu ne lasă la bunul plac a vrăjmașului,
Fie numele Domnului binecuvântat. Și închei gândindu-ne că pe lângă rolul părinților, aportul slujitorilor și starea tinerilor care este determinantă în ultimă instanță, să ne gândim la contribuția lui Dumnezeu, la rolul îngerilor, cum spuneam. Ce-mi place tare mult aici, cât de mult a fost implicat Domnul. N-ar fi drept, dragii mei, după ce ne căsătorim cum vrem, apoi când ajungem la necaz, să-L chemăm pe Dumnezeu. Nu-i corect. S-a întâmplat când cineva m-a deschis o afacere, a falimentat în scurtă vreme și merge la cineva din familie, un om cu minte și cu posibilități, ajută-mă, dragă. Zice, da, auzi, când ai început afacerea, m-ai întrebat? Știai că mă pricep în domeniu. Ai făcut-o de capul tău și acum vii și scapă-mă. Să știți că Dumnezeu ne scapă, numai nu știu exact câte zile de post reținute până ne scapă. Și nu știu câți ani durează până ne vine în ajutor. Haide să-L implicăm pe Dumnezeu de la primul pas. Auzim pe unii spunând, astea-s teorii de la Betel, să întreb pe Domnul, dacă să vezi dacă îți place întâi. Numai că după ce îți place, te lasă Domnul să-ți placă până o să te saturi de ce-ți place. Și apoi o iei de la capăt cu Dumnezeu, te știi și smeri, te știi și ruga. Spune Scriptura aici că de îndată ce a primit această însărcinare, robul lui Avram, versetul 12, a zis, Doamne Dumnezeu, stăpânul meu Avram, te rog, dă-mi izbândă astăzi și îndură-te de stăpânul meu Avram. Iată, stau lângă izvorul acesta, a pus semnul, a venit Rebeca. Vă citesc apoi versetul 27. Omul o privea cu mirare, fără să zică nimic, ca să vadă dacă Domnul a făcut să izbutească sau nu călătoria. Și când și-a dat seama că Dumnezeu l-a ajutat, urmează rugăciunea, mă gândesc, ce sentimente aveți? Avem atitudinea aceea că Dumnezeu v-a ajutat astăzi, familia Vătămănescu, familia Dagău. Dacă e așa, Dumnezeu să vă dea bucuria de plină și la cei doi. Și așa în cazul tuturora. De îndată ce a aflat, vă rog să rețineți, în câmp deschis. N-a putut să se abțină. Și scrie aici în versetul 26, atunci omul a plecat capul, s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului și a zis, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu stăpânului meu Avram, binecuvântat să fie și în dimineața aceasta. Că Dumnezeu ne ajută, ne binecuvintează. Și așa au curs lucrurile până la sfârșit. Asta nu că n-au apărut probleme mai apoi. Știți istoria lui Isaac și Rebeca, fiți atenți. Noi știm că vă iubiți și că ați avut de plan să vă căsătoriți, dar să vă ajute Domnul să rămâneți statornici în acest plan și mâna bună a Domnului să fie peste noi toți. Fanfariștilor, v-am pus pe gânduri, dar nu cu să nu mai puteți cânta odată. Și apoi vom trece la actul de cununie, considerând în primul rând că suntem înaintea lui Dumnezeu. Nimic n-ar avea valoare dacă n-ar fi mâna și prezența Domnului. Înaintea Lui stăm și pe El vrem să-L binecuvântăm. Slăvit să-I fie numele în veci. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți cei prezenți. Și bunătatea Domnului să vă vină în ajutor la vreme potrivită. Amin.